Comuna Malovăț a fost un șantier în lucru din 2016 și până în prezent. Primarul Ion Michescu, un om gospodar implicat și deschis în fața cetățenilor, a realizat investiții ample atât în infrastructura rutieră, cât și în toate celelalte domenii cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. După ce s-a realizat sistemul de alimentare cu apă și canalizare, în acest moment continuă asfaltarea. Lucrări ample de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere au avut loc în ultimii ani în comuna Malovăț. Prin implicarea primarului Ion Michescu și a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, nivelul de trai al cetățenilor de aici s-a îmbunătățit semnificativ. Asfaltarea ulițelor Sătești este o investiție absolut necesară pentru creșterea calității vieții din mediul rural, care s-a realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, aprobat încă din 2017 de guvernul PSD. La invitația domnului primar al comunei Malovăț, Ionuț Michescu, am venit astăzi în această comună pentru a verifica împreună stadiul lucrărilor de asfaltare care se derulează în satul Malovăț, în condițiile în care vorbim despre un proiect de asfaltare prin PNDL 2, aprobat încă din 2017 de guvernul PSD și care a presupus lucrări de asfaltare în mai multe sate aparținătoare comunei Malovăț. S-au terminat lucrările în acele sate și acum iată că se asfaltează în satul Malovăț, în condițiile în care anterior s-a lucrat și s-a terminat rețeaua de canalizare, astfel că pentru cetățenii satului Malovăț este binevenit acum asfaltul după ce au deja apă și canalizare. Îl felicit pe domnul primar pentru tot ceea ce a făcut în această comună de când a preluat primul mandat în 2016, pentru că pur și simplu în această comună s-au întâmplat niște lucruri extraordinare, astfel încât s-au făcut lucrări cum oamenii nici măcar nu se așteptau, raportându-se la ceea ce fusese înainte. Au ajuns în situația să aibă apă, să aibă canalizare, să aibă asfalt, să aibă școli reabilitate, bază sportivă și multe altele, astfel încât de câțiva ani se întâmplă un fenomen bun pentru această comună, în sensul că mulți locuitori, fie plecați de ani de zile din comuna Malovăț la Severin, fie locuitori ai Severinului, vin și își fac sau își reabilitează case în comuna Malovăț. Primarul comunei Malovăț, Ion Michescu, a dat dovadă de implicare în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor lui prin implementarea multor investiții importante. Asfaltăm în satul Malovăț drumurile care au rămas din proiectul care a fost aprobat prin PNDL 2, care au cuprins 6 sate din 7 ale comunei Malovăț. Malovățul a rămas pe ultima sută de metri pentru că aici, în localitate, am avut de introdus rețeaua de canalizare în satul Malovăț și a trebuit să așteptăm până pământul sau balastul care a fost pus pe conductă să așeze. Iată că gradul de compactare a fost realizat, iar acum cei la Strabag au început lucrările de asfaltare în acest sat. Este ultimul sat unde se toarnă primul strat de asfalt, după care urmează și cel de-al doilea, precum și în celelalte sate. Urmează și rigole și sperăm ca cel târziu anul viitor lucrarea să fie încheiată cu rigole cu tot. Comuna Malovăț a devenit una dintre cele mai moderne din județul Mehedinți prin intermediul investițiilor care s-au făcut aici de-a lungul timpului. Proiectele au ajutat comuna să aibă rețea de apă, stație de epurare și canalizare, dar și unități de învățământ, reabilitate și o infrastructură rutieră modernă.